Bucătăria românească este un amestec plin de diversitate, ea îmbinând într-un mod savuros numeroase influențe culturale, dar păstrându-și în același timp un caracter specific. Mâncarea românească a fost marcată de-a lungul timpului de bucătăria vecinilor țării și chiar de bucătăria diferitelor culturi care s-au perindat pe teritoriul României, fapt ce face ca variante ale mâncărurilor considerate specific românești să se găsească și în alte țări. Sfârâind pe grătar, micii sunt poate cea mai populară mâncare românească. Apreciați deopotrivă de cei cu buget redus, cât și de cei care își permit mai mult de atât. Micii nu sunt o specialitate exclusiv românească, regăsindu-se și în meniul grecilor, sârbilor, croaților, turcilor și al bulgarilor. Istoricii spun că micul românesc ar fi apărut în țările române la sfârșitul secolului al XVIII-lea și că originea sa este turcească. Sub stăpânirea Semilunei, popoarele din Balcani au preluat inevitabil și mâncăruri turcești. Astfel se explică prezența și azi a micilor în bucătăria bulgară, sârbească și bosniacă. Foarte multă lume mănâncă mici, puțin însă le știu istoria, curiozitățile și, de ce nu, problemele. Cum au apărut însă celebrii mici la noi? Există mai multe variante. Cea mai populară și mai ușor de reținut este cea din care reiese că în urmă cu peste 100 de ani, un bucătar priceput, pe numele său Iordache Ionescu, le pregătea clienților mai multe preparate la grătar. Cârciumarul binecunoscutului Han, la Iordachi, era renumit pentru rețeta excepțională de cârnați pe care o deținea, însă într-o seară a rămas fără mațe. Clienții săi doreau în continuare cârnați și, neavând de ales, a inventat micii. Acesta a luat o bucată din carnea pentru cârnați, la care a mai adăugat câteva condimente: chimen, cimbru, piper, bicarbonat și puțin salpetru, și a pus-o pe grătar direct. Primul client care a gustat noul preparat a rămas impresionat de gustul său. Din acea seară, ei au devenit specialitatea casei, primind denumirea de mici. După această întâmplare, pe majoritatea grătarelor din cârciumile și localurile capitalei se regăseau micii, iar oamenii păreau fascinați de gustul noului produs. O a doua variantă este cea din care reiese că micii nu sunt nici pe departe românești. Aceștia ar fi urmașii unui binecunoscut sortiment turcesc, kebab. Micul se pare că este replica unui anume tip de kebab, numit Adana kebab sau kebabul lung. În ce privește compoziția, kebabul lung otoman include carne tocată de oaie, amestecată cu grăsime din coada oii. Unele variante includ condimente, altele le exclud. Carnea tocată este modelată pe o țepușă și așezată pe cărbuni aprinși. Ulterior, când influența otomană a început să se retragă din zonele românești, hangiii și cei care aveau diverse restaurante au transformat kebabul în ceva românesc, binecunoscutul mic. Intrați într-un scandal european, datorită conținutului de bicarbonat de sodiu, mititeii au atras atenția publicațiilor și a oamenilor. Însă micii românești au învins la Bruxelles. Comisia Europeană a permis prepararea micilor după rețeta tradițională. Problema este că nu există o rețetă fixă. De la vită, porc sau oaie, până la vânat sau chiar pui amestecat cu altă carne. Nu se știe nici compoziția de grăsime din mici, singura invariabilă fiind cea a bicarbonatului de sodiu. Înainte nu se făceau mici din carne de porc sau vită, cum se fac acum. Era folosit doar mânzatul, iar prepararea lor dura câteva zile, apoi se prăjau. Compoziția consta în mușchi de mânzat, gât de mânzat și pulpă de oaie. Acestea se mărunțeau, apoi se adăugau condimentele: sare, piper, cimbru, plus zeamă de oase pentru omogenizare, dar și bicarbonat de sodiu și sifon. Compoziția se amesteca și se punea la rece. După aceea, timp de 3-4 zile, se punea zeamă de oase și se amesteca, se punea și ulei, iar compoziția se acoperea. Abia după cele 3-4 zile, se prăjeau pe grătar. În orice caz,
Tradiționali sau nu, cu origini românești sau turcești, micii reușesc să facă deliciul unei mese udate din plin cu bere, în compania prietenilor, a familiei, a naturii sau pur și simplu într-o terasă de oraș, și asta pentru că micul este rege pe masa românului. Fie că vin din Orient, fie că au fost inventați din lipsă de mațe, mititeii pot face parte din brandul nostru de țară, fiind cel puțin la fel de îndreptățiți ca mămăliga, să stea în stema de pe drapelul gastronomic românesc. Trecem acum la alt preparat care de sărbători nu lipsește de pe masa românilor, sarmaua. Sarmaua noastră, cea de toate sărbătorile, nu este de fapt numai a noastră. Sunt și alte țări care pretind a fi locul de proveniență al sarmalei. Sarmalele sunt de sute de ani pe mesele unor părți importante a populației lumii, dar au fost, se pare, inventate tot de turci. Odată cu ocuparea noilor teritorii, bucătăria turcă își aduce semnificativ aportul, în special în Balcani, Europa de Est și Asia Centrală, și indirect prin intermediul altor națiuni. Bosnia, Bulgaria, Croația, Slovenia, Grecia, Serbia, România, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, Irak, Iordania, Liban, Moldova, Siria, Ucraina, Rusia, Kârgâzstan, Uzbekistan, Polonia, Germania, Suedia și Finlanda. Toate aceste țări figurează pe harta sarmalelor. Termenul sarma provine din cuvântul turcesc sarmac, care înseamnă rulou sau pachet. Este vorba deci despre un ambalaj, o învelitoare care înfășoară o umplutură. Sarmalele sunt un univers în sine, la care fiecare țară și-a adus contribuția. În general, sarmalele se prepară din carne tocată, vită, porc, vițel sau o combinație a lor, dar și miel, capră, pui, rață, gâscă, orez, ceapă, sare, diferite condimente, amestecate și apoi rulate în frunze de dimensiuni mari. Pentru ambalaj se folosesc foile de varză, proaspete sau murate, sfeclă, măcriș, viță de vie, proaspete sau murate. Această combinație este fiartă încet, timp de câteva ore. Rețetele și modul de preparare pot varia în fiecare țară, dar cea mai bună metodă de a le găti este fierberea lentă în vase mari de lut. În Croația și Bosnia, sarmaua conține carne tocată și orez, dar și carne de vită afumată. Croații folosesc carne de porc uscată, bacon și cârnați. În Serbia, sarmaua se gătește cu varză murată, carne tocată, orez și condimente. Sarmalele sunt fierte îndelung, în vase mari, cu slănină și straturi de carne de porc afumată, foi de dafin și paprika. Uneori, sarmalele se desăvârșesc în cuptor, rumenindu-se și căpătând un gust deosebit. Sarmalele au gust mai bun dacă sunt lăsate să stea câteva zile, căci absorb mai bine gustul și aroma cărnii afumate. Există de asemenea variante de post care conțin orez, morcov ras, ceapă, condimente, nuci și uneori pește afumat. În Italia, sarmalele au fost aduse de refugiații din Dalmația în timpul celui de-al doilea război mondial. Bulgaria se poate lăuda cu sarmale preparate din carne tocată, orez și iaurt. În Rusia, Ucraina și Polonia sunt preparate din frunze de varză. În unele zone ale Ucrainei, sarmalele sunt fierte în borș acru sau suc de roșii. Ucrainienii au introdus slănina în sarmale. Aceasta fie este tocată, fie tăiată cu bulețe. În Germania, sarmalele sunt preparate tot cu foi de varză. În Suedia sunt umplute cu carne de porc tocată și uneori cu orez. Înainte se preparau din frunze de viță de vie, dar acestea au fost ulterior înlocuite cu frunze de varză, mai ușor disponibile în Scandinavia. În Finlanda, sarmalele sunt similare celor suedeze. În Cipru, sarmalele sunt învelite în foi de viță de vie. În Grecia, există multe variante de sarmale în funcție de regiune. Unii le prepară cu sos de ouă și lămâie, iar alții preferă sosul de roșii.
În Iran, amestecul de carne tocată de miel sau de vită, cu orez, linte galbenă și verdețuri aromate, se folosește ca umplutură învelit în frunze de vițe de vie. În sfârșit, în Turcia, țara de origine a acestei minunate delicatese, există două categorii de sarmale. Cele umplute cu o combinație de carne tocată, ceapă, semințe de pin, ulei și condimente, și cele umplute cu un amestec de orez, fără carne, ulei de măsline, semințe de pin, stafide, verdețuri și condimente. Sarmalele cu carne se consumă fierbinți ca fel principal alături de iaurt, în timp ce sarmalele fără carne se servesc la temperatura camerei ca gustări. Bucătăria turcească folosește o varietate de legume și fructe umplute, cele mai obișnuite fiind ardeii grași, vinetele, dovleceii, prunele, frunzele de conopidă și brocoli, frunzele de viță de vie, sfeclă și varză. În ceea ce privește sarmaua românească, nu se știe cu exactitate când a apărut pe teritoriul țării noastre. Ea are însă o tradiție puternică și este asociată cu bucătăria noastră tradițională. La noi sarmalele se prepară atât cu frunză de viță, cât și cu foi de varză. Sarmalele cu foi de varză se prepară asemănător cu varianta sârbească, din carne de porc, orez, condimente și afumătură. Acestea sunt fierte ore în șir, la foc domol. Românii prepară și multe alte legume umplute, vag asemănător sarmalelor, în special ardei, dovlecei și roșii. Toate aceste preparate se servesc cu pâine sau mămăligă și sunt stropite cu iaurt sau smântână. Sarmalele sunt un preparat destinat în special sărbătorilor religioase, ca Paștele și Crăciunul, și chiar ocaziilor festive, mai ales la nunți. Evident că rețetele variază de la o regiune la alta, de la o comunitate la alta, astfel că putem spune fără riscul de a greși că sarmalele românești sunt originale, grație modului de preparare, a ingredientelor folosite și a modalităților de servire. Sarmaua reprezintă poate cel mai clar exemplu cum istoria, comerțul, cultura și gastronomia sunt interconectate și influențează întreaga lume. O altă mâncare pe care o găsești pe masa fiecărui român este mămăliga cea de toate zilele. De aici și gluma că românii sunt neam de mămăligari, așa cum italienii sunt supranumiți macaronari. Mămăliga a fost dintotdeauna un aliment asociat cu sărăcia și cu lipsa resurselor necesare gătitului. Caldă și aburindă, mămăliga aurie e pusă în mijlocul mesei la Crăciun, alături de sarmale și fripturi. Fiertura simplă de mălai merge de minune cu mâncărurile tradiționale, cu brânza veche și cârnații iuți, cu lapte, smântână, tocănițe sau sarmale. Mămăliga este cu siguranță o parte integrantă a culturii românești și a câștigat pe bună dreptate locul ei de seamă în bucătăria românească. Acum 3 secole stătea doar la masa săracilor. Azi este gătită și la țară, și la oraș deopotrivă, și în ceaun, și în oala de teflon. Ba chiar a cucerit restaurantele cu pretenții, unde este savurată pe post de delicatesă. Cui nu-i plac sarmalele aburinde sau peștele cald alături de o porție de mămăligă? Pâinea de porumb, cum i se mai spune acestui preparat, a fost apreciată încă de pe vremea dacilor și a romanilor, deși ingredientele nu erau asemănătoare cu cele cunoscute astăzi. Înainte ca porumbul să fie introdus în Europa, în secolul al XVI-lea, mămăliga a fost făcută din făină de mei, care era deja tipică romanilor. Mai târziu, un ingredient de bază în alimentația zilnică a romanilor erau cerealele. Ei prăjeau boabele pe plită, le măcinau și le fierbeau în apă până obțineau un terci sau o formă mai solidă cu o consistență asemănătoare mămăligii. Se prepara din mei, făină de năut sau fasole boabe măcinată. Se crede că porumbul a ajuns pentru prima dată în România, la Timișoara, în jurul anului 1690, fapt susținut și de istoricul Nicolae Iorga.
cum această cereală are nevoie de căldură și umiditate în cantități moderate, producția de porumb s-a bucurat de o recoltă bogată pe Valea Dunării. În timp, făina de porumb a înlocuit meiul, deoarece era mult mai gustoasă. Întrucât porumbul era un produs ieftin și ușor de cultivat, mămăliga a fost alimentul de bază al oamenilor săraci în timpul perioadelor de foamete din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Metoda de preparare era asemănătoare celei de astăzi: apă fiartă cu sare și mălai într-un vas de tuci. În zona Vasluiului circulă o legendă potrivit căreia numele de mămăligă vine de la mama Ilinca, despre care se crede că a fost prima femeie care a preparat mămăliga cu mălai în loc de mei. Mămăliga este întâlnită în toate colțurile lumii. În bucătăriile din Europa se regăsește în Moldova, Bulgaria, Ungaria, Italia, Slovenia, Serbia, Ucraina și așa mai departe. Același preparat se regăsește și pe alte continente, în țări precum Mexic, Brazilia, Uruguay, Argentina și Venezuela. Pentru acest grup de țări, prepararea terciului din făină de porumb este veche de mii de ani, porumbul fiind cereala de bază. Deși în esență este vorba despre același preparat, de la o zonă la alta sunt îmbunătățiri. Mămăliga este un aliment banal pentru mulți dintre noi, dar specialiștii susțin că are beneficii incredibile asupra organismului nostru. Studii recente demonstrează că unii acizi din componența porumbului ajută ficatul să elimine din organism toxinele. Noile cercetări din domeniul endocrinologiei arată și ele că mămăliga reglează cantitatea de glucoză din sânge și este de mare ajutor diabeticilor. Gastrita și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în loc de pâine, mălaiul având efect de reducere a acidității și de calmare. Reduce de asemenea și cantitatea de colesterol din organism, scăzând riscul de ateroscleroză și implicit de infarct. Mămăliga revitalizează funcțiile sexuale, în special pe cele ale femeilor. Antropologii români au efectuat cercetări în zona Rucăr-Bran, unde mămăliga se afla mai des pe masa românilor, și au descoperit că 9% din femeile de peste 65 de ani au avut o activitate ovariană foarte intensă, manifestată prin prelungirea vieții sexuale chiar și după vârsta de 72 de ani. Crește durata de viață, sau cel puțin, așa ne spun cercetătorii endocrinologi, care consideră că un consum zilnic de mămăligă scade cu 60% riscul de boli psihice generate de disfuncții tiroidiene. Mămăliga este foarte sănătoasă, deoarece este bogată în vitamine și nu conține absolut niciun conservant, fiind o alternativă mai puțin costisitoare și de multe ori mai delicioasă decât clasica pâine. Așadar, micii, sarmalele și mămăliga se prepară și în alte zone ale lumii, dar românii au dus aceste rețete la rang de mâncăruri delicioase. La final, nu ne mai rămâne de spus decât: poftă bună!